Managerul echipei de fotbal Steaua București, George Ogoraru, a participat la un antrenament cu una dintre grupele de copii și juniori ale clubului din Ghencea. Fostul fundaș dreapta al Roșalbaștrilor și al lui Ajax și-a adus aminte cu plăcere de anii junioratului și le-a dat indicații prețioase micuților fotbaliști. Cum a decurs antrenamentul susținut de George Ogoraru, vedeți în materialul realizat de Steaua TV. George, cum e pentru tine din nou acasă, din nou alături de copii? E un flashback, așa, o reîmprospătare a memoriei, pentru că la vârsta aceasta am început și eu fotbalul, am început aici, bineînțeles că era un teren de zgură atunci când am venit eu la selecție. Mă bucur de fiecare dată când calc pe aceste terenuri, pentru că atâta timp m-am antrenat aici și mă bucur foarte mult să le revăd și să-i văd pe acești copii că calcă și ei pe aceleași urme pe care am călcat și eu și cei dinaintea noastră care au făcut performanță pentru Clubul Steaua. Ce oferă Clubul Steaua copiilor? În primul rând, condiții decente de antrenament. Vedem că avem posibilitatea să ne antrenăm pe această vreme în balon. În continuare lucrăm la infrastructură și ne dorim să avem cât mai multe terenuri acoperite pentru a preîntâmpina aceste probleme legate de vreme rea, iar copiii se poată antrena. Și perspectiva unui nivel profesionist și de a ajunge să joace în prima echipă a Stelei pe acest stadion minunat și asimilarea acestor valori pe care Clubul Steaua le-a dat istoriei fotbalului românesc de-a lungul timpului. În Olanda, pe ce se pune accentul în dezvoltarea juniorilor? Se pune accent în primul rând pe dezvoltarea copiilor ca și întreg, ca om, și dezvoltare sportivă, dar și emoțională. Și este, cred că, un aspect foarte important pe care trebuie să-l luăm în considerare și trebuie să-l ia în considerare toți cei care lucrează cu copiii. Să-i dezvolte cât mai sănătos și să fie oameni de nădejde mai departe în societate, să aibă încredere în ei și să poată să facă diferența în mediul în care lucrează. Este ceea ce ne dorim și noi să implementăm aici, să creăm aici, să oferim un cadru sigur și să aibă plăcerea de a face acest sport, să rămână și să-i atragem, să-i luăm din fața ecranelor, mai ales în această perioadă în care din toate direcțiile se pare că există această împingere către online. Ok, și acum veniți spre mine, așa. Spre mine. Și acum înapoi, ia, să vedem înapoi. Mingea de picioare și nu scap mingea, da? Nu scap mingea. Așa. Mai mare. Iar și acum înapoi, spre mine, în mijloc. Și nu pierzi mingea. Să fie mușchi când tragi la poartă. Încălzit. Că dacă nu e încălzit, ce se întâmplă? O să te accidentezi, bravo. Dacă mușchiul e rece și intrăm pe teren și tragem la poartă și mușchiul e rece, se rupe. Că atunci trebuie să-l încălzim, asta facem. De-aia facem încălzit, da? Ok. Ia să vedem cine poate să facă asta. Important. Să ne pregătim. Să ne încălzim, da? Ce mai important în fotbal? Ce am văzut noi că e important? Să ne încălzim. Să fim atent la celălalt. Ați văzut mai devreme, trăgeați la poartă și portarul nu era atent. Ce, să facem un fotbal acum că suntem încălziți? Da! Da! Da? Da! Roșu într-o parte, albastru într-o parte? Da! Da! E o bucurie să fiu de fiecare dată pe teren cu copiii și să pot să transmit și eu din ceea ce am experimentat și din ceea ce am învățat. M-am bucurat tare mult să văd că sunt atenți și sunt nerăbdători să afle lucruri de la mine, să fie pe teren, să atingă mingea și bineînțeles că mi-aduc aminte de bucuria aceea de a veni la antrenament și de a te întâlni cu prietenii și de a te pregăti pentru meci și lucruri minunate care rămân în memoria unui om și după ce va fi terminat cu fotbalul.